Bună seara, dragi radioascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Ortodoxia Vieții. Ne aflăm în cea de-a 18-a duminică după Rusarii, după pogorârea Duhului Sfânt, iar astăzi, în această dimineață, la Sfânta Liturghie, s-a citit o pericopă evanghelică din Evanghelia scrisă de Sfântul Luca, din capitolul al 5-lea, despre așa numita pescuire minunată. Astăzi îl avem împreună cu noi pe părintele ieromonah Efrem Crișan, duhovnicul mănăstirii Mihai Vodă din Turda. Părintele este dublu licențiat atât în teologie cât și la facultatea de sport și este proaspăt absolvent al unui masterat în cadrul facultății noastre de teologie. Bine ați venit la emisiunea noastră, Părinte Efrem, și vă mulțumim că ați acceptat în cele din urmă invitația. Bine v-am găsit și vă mulțumesc mult pentru această invitație. Vom uh, de după rânduiala emisiunii să lecturez eu textul Evangheliei, iar după aceea vom vedea câteva învățături pe care le putem nuanța. Așadar, din capitolul al cincelea din Evanghelia după Luca, zice așa, pe când mulțimea îl îmbulzea ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu și el ședea lângă lacul Genizaret. A văzut două corăbi oprite lângă țărm, iar pescarii, coborând din ele, spălau mrejele. Și urcându-se într-una din corăbii, care era lui Simon, l-a rugat să o depărteze puțin de la uscat. Și șezând în corabie, învăța din ea mulțimile. Iar când a încetat de a vorbi, i-a zis lui Simon, mână la adânc și lăsați în jos mrejele voastre ca să pescuiți. Și răspunzând Simon a zis, Învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și nimic nu am prins, dar după cuvântul tău voi arunca mrejele. Și făcând ei aceasta, au prins mulțime mare de pește că li se rupeau mrejele. Și au făcut semn celor ce erau în cealaltă corabie să vină să le ajute. Și au venit și au umplut amândouă corăbile, încât erau gata să se afunde, iar Simon Petru văzând aceasta a căzut la genunchii lui Isus zicând: Ieși de la mine, Doamne, că sunt om păcătos, căci spaimal cu prinsese pe el și pe toți cei ce erau cu el pentru pescuitul peștilor pe care îi prinseseră. Tot așa și pe Iacov și pe Ioan fiii lui se care erau împreună cu Simon. Și a zis Isus către Simon: nu te teme, de acum înainte vei fi pescar de oameni. Și trăgând corăbile la țăr, au lăsat totul și au mers după el. Așadar, în această duminică, această întâmplare relatată a pescuirii minunate, pe care Sfântul Luca a ilustrat-o în Evanghelie, va juca în prima parte a emisiunii să vedem câteva învățături pe care le extragem din această din această scriere, și pe care credem că le putem transmite celor care ne ascultă. Cred că cea mai importantă și mai vizibilă învățătură pe care o putem desprinde din Evanghelia citită astăzi la Sfânta Liturghie este faptul că întâlnirea cu Hristos și cu faptele sale minunate îl transformă pe om, îl schimbă pe om îl transformă în apostol sau, după cuvintele Mântuitorului, în pescar de oameni. Îl transformă în propovăduitor al Evangheliei lui Hristos. Observăm că Simon Petru, când a văzut minunea aceea, a prinderii atât, atâtor pești, s-a speriat s-a înspăimântat și a căzut la picioarele Mântuitorului și a zis acele cuvinte, ieși de la mine, Doamne, că sunt un om păcătos. Înțelegem că această întâlnire vie cu puterea manifestată a Mântuitorului, pe de-o parte te înspăimântă, te înfricoșează, iar pe de altă parte îți revelează adevărata stare a sufletului, adevărata ta stare duhovnicească. Până atunci poate că Petru se considera un om normal, un om ca toți oamenii, poate că nu se considera atât de păcătos, dar când a văzut slava Domnului și a văzut păcătoșenia sufletului, s-a smerit și a căzut înaintea Mântuitorului. Dacă vom privi în subsolul paginii, vom vedea că Sfânta Scriptură ne trimite în Vechiul Testament la cartea lui Iov, în care Iov, după ce s-a certat efectiv cu Dumnezeu pentru toate necazurile pe care el le îndurase, într-un final, Dumnezeu i s-a arătat lui Iov și a manifestat prezența și slava sa. Și Iov, când l-a văzut pe Dumnezeu, a zis următoarele cuvinte: Din spusele unora și a altora auzisem despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut, pentru aceea mă urgisesc eu pe mine însumi și mă pocăiesc în praf și în cenușă. Iată, această reacție a lui Iov este similară cu reacția lui Simon Petru. Când vezi slava lui Dumnezeu, când vezi cu ochii tăi puterea lui Dumnezeu și simți cu toată ființa ta prezența luminoasă a lui Hristos, te pocăiești, te zmerești, îți vezi păcatul, ți-l conștientizezi, dar ți-l și mărturisești. Iată, Iov zicea, eu mă urgisesc pe mine însumi, în praf și în cenușă, și mă scârbesc de mine însumi. La fel și Petru a zis, ești de la mine, Doamne, că sunt un om păcătos. Așadar, lumina sau slava lui Dumnezeu, când se apropie de noi, ne vedem starea duhovnicească vedeți, adevărata schimbare în viața omului nu vine când doar auzim despre minunile lui Dumnezeu, despre puterea și sfințenia lui Dumnezeu, despre atot puternicia lui Dumnezeu, oricât ni s-ar propovădui despre acestea. Schimbarea, metanoia, schimbarea minții, pocăința și transformarea noastră vin doar după ce îl vedem pe Dumnezeu, cum l-a văzut Iov, cum l-a văzut Apostolul Simon Petru și ceilalți apostoli și sfinți. Când îl simți cu toată ființa pe Dumnezeu, când auzi glasul lui Dumnezeu, parcă nici nu mai ai nevoie de alte mărturii din scripturi sau din spusele oamenilor, fiindcă tu l-ai văzut, l-ai auzit, l-ai cunoscut și l-ai simțit pe Dumnezeu. Și din acea clipă începe o nouă viață pentru tine, un nou itinerariu duhovnicesc. Cred că atunci te naști din nou, începe o viață de pocăință, de curățire, de luminare și care tinde spre desăvârșire, adică spre asemănarea cu Hristos. Înțelegem din această Evanghelie în care ni s-a relatat pescuirea minunată că noi toți, toți oamenii avem nevoie de o întâlnire vie cu Hristos, de o întâlnire ființială cu toată ființa cu Hristos. Nu ajunge să citim despre Dumnezeu sau să auzim despre Dumnezeu. Avem nevoie de acest dar a Lui, avem nevoie de acest pogorământ al lui Hristos, ca El însuși să vină să ni se reveleze într-o oarecare formă pe care o putem cuprinde și percepe și doar abia atunci, cum spuneam înainte, putem să ne schimbăm viața în sensul de a deveni mai buni, mai îngăduitori, mai milostivi mai iubitori, mai înțelegători, adică de a deveni cât mai asemănători cu El. Cred că în momentul în care îl vom vedea pe Dumnezeu, pe cât ne este nouă cu putință în această viață, în acest trup muritor și slab, din acea clipă, mai mult sau mai puțin, vom deveni și noi pescari de oameni, adică apostoli ai lui Hristos, propovăduitori ai Evangheliei. Și devenind pescari de oameni, direct sau indirect, vom atrage tot mai mulți oameni în corabia mântuirii, care este biserica. Vedeți? Hristos i-a ales pe pescari ca să devină apostoli. Majoritatea apostolilor au fost pescari. Oameni simpli. Poate că un pescar iese în evidență prin câteva calități. Un pescar trebuie să fie foarte răbdător, adică să știe să aștepte, dar această răbdare, această așteptare trebuie făcută în liniște. Să nu ne agităm, să nu ne tulburăm, să nu facem zgomot. Dacă nu avem răbdare și dacă nu așteptăm în liniște, ca pescari, nu putem să prindem pești. Ei, cu atât mai mult, în calitate de apostol, adică de pescar de oameni, avem nevoie de aceste două calități mari, de răbdare și de liniștire sau de isihie, cum spun sfinții părinți. Doar așteptând pe Domnul în liniște, putem să-l prindem și să-l facem al nostru, sau mai degrabă el să ne prindă și să ne facă ai lui, să ne facă fii și moștenitori ai împărăției sale. Și în finalul Evangheliei, iar un fapt șocant, poate, pentru mulți, ne zice Evanghelia că, după acea pescuire minunată, pescarii au tras curăbile la țărm, au lăsat totul și au mers după Hristos. Înțelegem că ei nu au mai fost interesați de mulțimea peștilor pe care i-au prins, de acea bogăție materială pe care Mântuitorul le-a oferit-o, ce au lepădat-o, au lăsat și pești, și corăbile. Au lăsat totul și l-au urmat pe Hristos. Adică ei s-au îndrăgostit de persoana lui Hristos, nu de ceea ce Hristos le-a oferit sau le-ar putea oferi. Ei au fost uimiți fascinați am putea spune de persoana Mântuitorului. Probabil că și noi în viață ne dăjduim să avem un moment în care să vedem această manifestare a slavei lui Hristos și văzând această slavă să devenim pescari de oameni să devenim apostoli, propovăduitori a Evangheliei, dar mai mult decât atât, să ne îndrăgostim și noi, ca și acești pescari de pe lacul Genizaret, de persoana lui Hristos. Și probabil că dacă ne vom îndrăgosti, vom dori tot timpul să fim cu El, să-L slujim pe El și să-L slăvim neîncetat. Da, ați atins o temă extrem de interesantă, cea a vederii lui Dumnezeu, a faptului că noi oamenii foarte mult vorbim despre credința în Dumnezeu, însă e o credință fie din auzite, fie uh, în alt fel, dar e foarte, sunt foarte puțini cei care își fundamentează credința pe o experiență reală a vederii lui Dumnezeu, așa cum a spus cazul lui Iov, pe care l-a citat din Vechiul Testament. De asemenea, mi-a mai plăcut foarte mult uh, un aspect pe care e bine să rețină și radioascultătorii: că Mântuitorul nu degeaba a ales această activitate a pescuitului și nu i-a luat pe pescari ca și paradigmă. Se pare că ei au anumite calități pentru ca un pescuit să fie de succes, ei trebuie să aibă foarte multă răbdare și de aici extragem cumva și calitatea unui bun pescar de oameni aceea răbdării. Este foarte interesant, poate am fi fost tentați să credem că a ales aleatoriu și că nu fără prea multe semnificație această activitate a pescuitului. Dragi radioascultători, înainte de a lua o pauză muzicală, vă anunțăm că puteți să puneți întrebări sau să faceți comentarii pe pagina de Facebook Radio Renaștere, unde transmitem live emisiunea, sau puteți să intrați în, de în direct împreună cu noi la numărul de telefon 0264-596-500. Acum luăm o pauză muzicală scurtă. Dragi radioascultători, suntem în direct la emisiunea Ortodoxia Fântâna Vieții iar în seara aceasta l-avem invitat pe Părintele Ieromonah Efrem Crișan, duhovnicul mănăstirii Mihai Vodă din Turda. Continuăm dialogul pe marginea Evangheliei de astăzi, a lecturii pe care am făcut-o la începutul emisiunii și aș vrea să ne oprim acum să vedem ce putem să transmitem radioascultătorilor la ultimul verset al textului evanghelic, și anume acesta, și trăgând corăbile la țărm, au lăsat totul și au mers după el. Mi se pare foarte interesant acest cuvânt totul. Nu zice că au lăsat doar pești, nu zice că au lăsat doar familia, ci că au lăsat totul și au mers după el. În spiritualitatea ortodoxă sunt mulți sfinți cu vioși care au lăsat totul și au mers după el și au mers sau retras în mănăstire sau în pusnicie. Unul dintre aceștia, pomenit foarte recent, chiar ieri, pe 24 septembrie, este cuviosul Siluana Tonitul. M-am gândit să mă opresc la el și pentru faptul că la mănăstirea unde slujiți aveți un paraclis închinat Sfântului Cuvios Siluana Tonitul și mai mult decât atât, atât teza de licență cât și teza de dizertație, ați realizat-o pe învățătura celui mai apropiat ucenic al cuviosului Siluan și anume licența pe o temă legată de Părintele Sofronie Saharov și anume Lumina necreată în teologia Părintului Sofronie Saharov și apoi lucrarea de dizertație de la finalul masteratului, Antropologia Sfântului Cuvios Sofronie Atonitul. Ambele lucrări au fost realizate sub coordonarea Părintelui Conferențiar Grigore din Umoș de la Facultatea noastră de Teologie. E important, e interesant de observat că la licență l-ați pus în titlu pe Părintele Sofronie ca preot, dar se pare că ulterior el a fost chiar canonizat între licență și dizertație și a, fost, a primit numele Sfântului Cuvios Sofronia Tonitului, așa a fost trecut în Sinaxar. Așadar, despre acest sfânt, care a fost Traiectoria cuviosului Siluan, ce cunoașteți din viața lui, care au fost momentul în care a lăsat totul și a urmat urmatului Hristos sau ce l-a determinat, care a fost momentul pe care l-a determinat să lase totul? Sfântul Siluan Atonitul s-a născut în anul 1866, în regiunea Tambov din Rusia și a trecut la Domnul în anul 1938. Așadar a trăit între secolele 19 și 20, a trăit 72 de ani pe acest pământ. Sfântul Siluan Atonitul încă din copilărie îl căuta pe Dumnezeu. El când era mic și a zis, când voi crește mare, îl voi căuta pe Dumnezeu în toată lumea până îl voi găsi. Însă această credință curată și această tânjire după Dumnezeu a fost la un moment dat curmată de o întâmplare. La un moment dat, un vânzător de cărți, un erudit, am putea spune, a poposit în casa micuțului Simeon, așa îl chema pe Sfântul Siluan în... înainte, de călugărie. înainte de călugărie, Simeon. A poposit în casa micuțului Simeon, tatăl lui Simeon l-a primit pe acest Vânzător de cărți, iar acest vânzător de cărți zicea că Dumnezeu nu există. Doar oamenii mai puțin inteligenți cred că Dumnezeu există. Și când micuțul Simeon, care avea atunci vreo patru ani a auzit că Dumnezeu nu există, s-a întristat. Și după ce acel vânzător de cărți a plecat din casa lor, l-a întrebat pe tatăl său micuțul Simeon, tată, tu tot timpul îmi spunea că Dumnezeu există și ne rugam împreună, iar acum acest om învățat, care are atâtea cărți, a citit atâtea cărți și vinde cărți, ne zice că Dumnezeu nu există. Și tatăl micuțului Simeon i-a zis fiului său, și eu credeam că acest om este deștept și înțelept, dar din cele ce a zis, adică din acea mărturie că Dumnezeu nu există, îmi dau seama că nu este chiar atât de înțelept. Totuși, aceste cuvinte ale tatălui lui Simeon nu au înlăturat din inima micuțului Simeon îndoiala aceasta. El a primit în inimă sămânța îndoielii și a necredinței, sămânță care a rămas acolo timp de aproape 15 ani. În Simeon se dădea o luptă: Oare Dumnezeu există sau nu există? Și la un moment dat, în adolescență, când deja el devenea bărbat, lucrând cu frații săi, în satul din care provenea, a auzit acolo, în apropiere, că o credincioasă fusese de curând la mormântul unui sfânt cuvios care făcea minuni. Și când Simeon a auzit despre aceste minuni pe care sfântul respectiv le săvârșa, a tresărit în inima sa parcă a reîncolțit sămânța credinței și și-a zis, pe dacă sfinții sunt atât de aproape de noi și fac atât de multe minuni, înseamnă că Dumnezeu există și că este printre noi și în noi și că nu mai este nevoie să merg până la capătul pământului ca să-l caut ci Dumnezeu este cu noi mereu și pretutindenea. Și din acea clipă viața lui Simeon a început să se schimbe. A început să fie tot mai atras de rugăciune. De plânsul duhovnicesc și a dat seama că viața sa nu era atât de curată. Și-a dorit o schimbare. A fost un prim har, am putea zice, o primă cercetare a Dumnezeescului har. Însă această stare nu a durat decât câteva luni, vreo trei luni de zile, și după aceasta Simeon are început să ducă o viață tinerească, destul de libertină, să iasă cu flăcăi în sat, să cânte la acordeon, să bea vodcă, să facă ce făceau și tineri din acea vreme. Și după o perioadă destul de învolburată de tulbure, care a fost presărată cu tot felul de păcate, Simeon a avut o cercetare dumnezeiască. La un moment dat, a dormise. și în somn a avut un vis. Se făcea că un șarpe vrea să intre în el, să-i intre prin gură. Și Simeon s-a trezit, înspăimântat, scârbit, înfricoșat de acest coșmar și îndată a auzit un glas suav și blând de femeie care zicea, tu te-ai scârbit de acel șarpe care a vrut să intre în tine. Să știi că nici mie nu-mi place să privesc la faptele tale. În acea clipă, Simeon și-a dat seama că acest glas a fost glasul Maicii Domnului și mărturisește mai târziu că nu a putut o vedea pe Maica Domnului în acea clipă din cauza întinăciunii în care el trăia, din cauza păcatelor care i-au întinat mintea și sufletul și s-a învrenicit să-i audă doar glasul. Cred că acesta a fost momentul decisiv în care Simeon a hotărât să lase în urmă toată viața păcătoasă pe care o trăise până atunci și să înceapă o nouă viață, o viață de curăție, de plâns, de pocăință, de asceză, o viață de sfințenie. Acesta cred că a fost momentul decisiv, de momentul de cotitură în viața tânărului Simeon. Sigur că tânărul Simeon urma să facă armata și îi mărturisise tatălui său, Tată, eu vreau să îmi dedic viața lui Hristos, să mă facă lugăr, să plec la mănăstire. Iar tatăl său i-a zis următoarele cuvinte, Fiule, fă-ți armata întâi, și apoi vei mai vedea dacă vei simți aceeași chemare și dacă o vei simți, eu îți dau binecuvântarea să mergi la mănăstire. Și Simeon a fost foarte ascultător, a făcut în tocmai, s-a înrolat în armată și a făcut stagiul militar, iar după aproximativ doi ani când l-a finalizat, s-a întors acasă cu aceeași dorință și cu aceeași râvnă de a se dedica lui Hristos, și a mărturisit tatălui său și familiei sale că el are aceeași dorință fierbinte de a pleca la mănăstire și-a sluji pe Dumnezeu. Părinții săi i-au dat bine binecuvântarea și-a adunat câteva bagaje, să zicem așa, zestre pentru mănăstire și a urcat pe vapor și s-a îndreptat. Spre Muntele Atos. Deci, spre Sfântul Munte, acolo a fost prima lui mănăstire, și cred că și ultima a fost. Da, Sfântul Siluan, Atonitul, a intrat în mănăstirea rusească Sfântul Pantelimon din Muntele Atos la vârsta de 26-27 de ani. A ajuns aici, la mănăstirea Sfântul Pantelimon, a făcut o spovedanie generală și-a mărturisit toate păcatele pe care le săvârșise de-a lungul vieții și efectiv a început o viață nouă, o viață de pocăință, o viață monahală de asceză. Însă după șase luni, istovit fiind de munca grea care se prestează în mănăstire, de privegherile lungi, de lupta ascetică împotriva patimilor, și de toată nevoința dovnicească pe care monahul este, com este chemat să o ducă și să o trăiască în mănăstire, iată, după șase luni de astfel de nevoință, Siluan ajunsese la istovire, la epuizare, la deznădejde. L-au lăsat și puterile trupești, slăbise mult, l-au lăsat și puterile sufletești și se adâncise în deznădejde. Simțea că Doamne, zicea Siluan, Doamne, dacă eu sunt aici în mănăstire, eu poate mă mântuiesc. Dar ce va fi de părinții mei, de frații mei, de surorile mele și de rudenile mele și de toți oamenii dragi pe care am lăsat în urmă? Ei dacă vor merge în iad. Și acest duh greu a început să pună stăpânire pe el, acest gând, până la istovire. Și ajunsese la deznădejde și simțea că parcă totul este în zadar, că este prea grea nevoința monahală și că poate că nici nu și are rostul. Și la un moment dat, istovit de aceste gânduri, de aceste asalturi demonice până la urmă, care cumva încercau să-l scoată din mănăstire, să-l întoarcă din nou în lume, cu ultimele puteri pe care le-a avut, a intrat în biserică și s-a așezat în genunchi și a mai avut putere să zică doar cuvintele rugăciunii inimii, adică Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Au fost cuvinte spuse dintr-o inimă îndurerată, dintr-o inimă istovită. Și nici nu terminase bine să zic aceste cuvinte, că în fața lui, în fața iconostasului, i-a apărut Hristos cel viu. Hristos s-a arătat în lumina necreată. Această vedenie a durat o clipă și a fost atât de puternică încât Siluan a căzut prăvălit la pământ, covârșit de bucuria duhovnicească care i-a pătruns ființa. Acesta a fost un moment și mai important, și mai accentuat, care l-au determinat pe Sfântul Siluan să-și ducă la capăt drumul de săvârșiri. Hristos i s-a arătat, el l-a cunoscut pe Hristos și apoi toată viața sa, Siluan, a propovăduit lumii prin felul său de a fi și prin scrierile pe care ne-a lăsat că Hristos este blând și smerit cu inima, este iubitor, milostiv, iertător și că ne iubește pe toți la fel. De altfel și troparul Sfântului Siluan Atonitul ne zice că Siluan este un propovăduitor al iubirii lui Hristos. Iată, Sfântul Siluan a cunoscut această iubire a lui Hristos nu din cărți, nu din cuvintele auzite, ci fiindcă a văzut chipul lui Hristos, și apoi a putut mărturisi și celorlalți că Hristos este iubire, este zmerenie și blândețe. Și sigur că după aceea, după această vedenie, El și-a continuat cu multă insuflare, cu multă râvnă, cu multă putere, viața ascetică de monah și chiar dacă a mai avut, de-a lungul timpului, de-a lungul anilor petrecuți în mănăstire, potigniri și dificultăți venite din partea vrăjmașilor nevăzuți sau din cauza patimilor lăuntrice, a reușit cu harul lui Dumnezeu să le depășească și, cum spuneam, să ajungă la asemănarea cu Hristos pe care atât de mult l-a iubit. Da, chiar mă gândeam la început emisiunii când ați spus despre această vedere a lui Dumnezeu că sunt uh, foarte rare sau poate chiar inexistente uh, aceste experiențe astăzi, însă Sfântul Siluan este un sfânt contemporan, nu ziceați că a trăit uh, foarte recent și a murit de asemenea recent și el se pare că a avut această experiență reală a vederii lui Dumnezeu, se pare că aceste experiențe mai pot fi posibile și astăzi printre noi. Mi s-a părut important de asemenea ceea ce a spus la început despre el atunci când era copil, despre acel mix Simeon și acea îndoială pe care respectivul om care a fost la ei în casă a sădit-o. Cred că e important ca cei care ne asculte și cei care au copii să înțeleagă că orice învățătură, orice afirmație a cuiva într-o minte de copil rămâne, fiindcă el e în formare, ca un burete care absorbe tot. Pentru el a fost o binecuvântare faptul că ulterior a fost la acea mănăstire și a avut acea experiență, însă pentru unii s-ar putea ca să audă un cuvânt fie la televizor, fie pe telefon, fiindcă astăzi copiii au acces aproape la orice, și să se trezească la vârsta adultă cu această credință: că nu există Dumnezeu și nu vor ști părinții de unde. Părinții i-au îndemnat, dar se pare că undeva se însămânțează această credință. De aceea e important să. Aibă mare atenție la acest lucru. Mi-a plăcut foarte mult relatarea foarte caldă pe care ați făcut-o despre viața Sfântului Siluan. Acum, înainte de a lua încă o pauză, vă reamintim că puteți să intrați în direct împreună cu noi la numărul de telefon 0264-596-500 sau puteți să adresați întrebări sau să faceți comentarii pe pagina de Facebook Radio Renașterea unde transmitem live emisiunea. Acum mai luăm încă o scurtă pauză muzicală și apoi revenim în direct. Dragi radioascultători, am revenit în direct. l avem ca și invitat pe Părintele Ieromonah Efrem Crișan, duhovnicul Mănăstirii Mihai Vodă. În prima parte a emisiunii, împreună cu Părintele, am tălcuit textul Evangheliei, apoi am văzut puțin legat de viața Sfântului Siluan, ocrotitorul uh, unui paraclis din cadrul mănăstirii Mihai Vodă, unde Părintele Frem slujește. Iar acum, tot din textul Evangheliei, m-aș opri la acel, uh, acea exclamație, acea rugăminte vom vedea lui Simon Petru când zice, ieși de la mine, Doamne, că sunt om păcătos. Ce credeți că exprimă această rugăminte? Este o rugăminte în adevăratul sens al cuvântului, adică Petru chiar vrea ca Domnul să iasă de la el sau e mai mult o exclamație care exprimă altceva? Și dacă da, ce? Iar, tot raportat la această smerenie pe care Petru are și, întorcându-l la în Sfântul Siluan, poate ne aduceți în atenție și câteva cuvinte despre viziunea pe care Sfântul Siluan o avea despre smerenie. Da. Eu cred că ceea ce Simon Petru a mărturisit, ieși de la mine, Doamne, că sunt un om păcătos. Nu este o rugăminte către Hristos de a se îndepărta de el. De al... Eu cred că Simon Petru, așa cum spuneam la începutul emisiunii, și-a văzut păcatul. Și-a văzut întinăciunea sufletească și el considera despre el însuși că nu este vrednic să stea lângă Mântuitorul. Cu alte cuvinte, Simon Petru se vedea păcătos și întinat, iar Hristos, cel din fața sa, era sfânt, luminos și curat și simțea că există o incompatibilitate între aceste două stări, între sfințenie și întinăciune, păcătoșenie. Și iată, Simon Petru, cred că nici nu a știut prea bine ce zice, dar el cu siguranță a simțit că nu este vrednic să stea lângă Mântuitorul. Ne aducem aminte și de episodul schimbării la față, când parcă tot Simon Petru zicea către Mântuitorul, Doamne, bine este să fim aici, să facem trei colibe. El nu prea știa ce zice, dar a simțit că această stare de lumină, de pace, de pe muntele Tabor, este ceea ce caută omul și ar fi vrut să înveșnicească acea clipă. Aici, în corabie, a fost tot o manifestare a slavei lui Hristos, o manifestare a puterii lui Dumnezeu, iar Simon și-a dat seama că păcatul nu este compatibil cu sfințenia lui Dumnezeu și de aceasta a zis următoarele cuvinte, ieși de la mine, Doamne, că sunt un om păcătos. Așadar, prezența aceasta lui Dumnezeu descoperă păcatul din inima noastră. Și legat de zmerenie că ați lansat această provocare, Sfântul Siluan Atonitul a pus, cred că, cel mai mare accent pe această virtute a zmereniei. Sfântul Siluan a vorbit și despre dragoste, și despre milă și despre iertare și despre toate celelalte virtuți, însă cel mai mult a vorbit despre zmerenie. De ce? Deoarece ceea ce l-a izbit cel mai mult, l-a marcat cel mai mult pe Sfântul Siluan, a fost chipul zmerit al lui Hristos, pe care s-a învrenicit să-l vadă. Și nu a putut să uite niciodată această merenie de pe fața lui Hristos. Și însemnările Sfântului Cuvios Siloana Atonitul pe care le-a lăsat așternute înscris, abundă în citate despre zmerenie. Sfântul Siloan Atonitul zicea că există două feluri de zmerenie. Smerenia ascetică, această zmerenie ascetică însemnând că tu ca om te străduiești să fii un om smerit. Prin eforturi, Prin eforturi omenești. Dar, mult mai presus, infinit mai presus decât zmerenia ascetică pe care toți încercăm să o avem și să o dobândim, este zmerenia lui Hristos care este ontologică, ființială, adică face parte oarecum ca atribut Dumnezeesc din ființa lui Dumnezeu. Și el, Siloan, Încerca să se zmerească, el avea zmerenia ascetică, dar nu era mulțumit cu ceea ce dobândise, ci tot timpul zicea că el își dorește să dobândească zmerenia lui Hristos. Adică acea calitate, acea virtute ontologică pe care el o observase pe chipul lui Hristos. Și dovadă a acestei căutări adânci a zmereniei pe care Siloana a avut-o pe tot parcursul vieții sale de monah, a trăit 46 de ani în mănăstire, se vede și din ultimele zile ale vieții sale pământești, când cuviosul Sofronie, ucenicul său, l-a vizitat în fiecare zi înainte ca Siloan să moară și l-a întrebat pe starețul Siloan, Părinte, vrei să mori? Ești pregătit să mori? Ești pregătit de sfârșitul pământesc? Și Sfântul Siluan cu multă zmerenie și sinceritate i-a mărturisit ucenicului său, cu lui Sofronie, Aș vrea să mor, dar încă nu m-am smerit, încă nu am dobândit smerenia lui Hristos și dacă mor, cum mă voi înfățișa în fața lui Hristos cu atâta mândrie care viază în mine, cu atâta slavă deșartă? Pe de o parte vroia să moară ca să-L întâlnească pe Hristos, pe de altă parte vroia să mai rămână pe pământ ca să se pocăiască. Exact așa cum vedem în majoritatea mărturisirilor Sfinților Părinți din Pateric, la Ava Sisoi și la ceilalți părinți, că ei doreau să moară, să-L întâlnească pe Hristos, dar doreau și să mai rămână pe pământ ca să se mai pocăiască, să se mai nevoiască și să dobândească smerenia. Și încă un lucru important legat de zmerenie pe care Sfântul Siluan îl sublinează neîncetat este următorul lucru. Zicea Sfântul Siluan că există două criterii clare după care poți să îți dai seama dacă în tine sau într-un oricare alt om viază Duhul Sfânt, dacă trăiești în Dumnezeu și dacă Dumnezeu viază într-o tine. Aceste două criterii sunt smerenia și iubirea de vrăjmași. Neîncetat, Siluan repeta: Dacă nu ai smerenie și iubire de vrăjmași, nu ești în Duhul Sfânt. Sigur că nu putem fi smeriți dintr-o dată și nici să avem iubire de vrăjmași. Dar ceea ce Sfântul Siluan vrea să ne spună este că avem nevoie. De această străduință neîncetată, de a dobândi zmerenia și iubirea de vrăjmași. Și când vom fi smeriți și vom iubi și pe vrăjmași, cum ne iubim pe noi înșine, atunci este un semn clar că Duhul Sfânt viează în Inima noastră, în Ființa noastră, în Trupul și în Sufletul nostru. Și cum spuneam înainte, Sfântul Siluan are foarte multe texte în însemnările sale care fac referire la smerenie. Aș cita unul singur. Iată, de exemplu, ce zice Sfântul Silvan: A se învăța smerenia lui Hristos este o mare binefacere. Cu ea este ușor și îmbucurător a viețui și totul devine drag inimii. Numai celor zmeriți se arată Domnul în Duhul Sfânt, iar dacă nu ne vom zmeri, pe Dumnezeu nu vom vedea. Zmerenia este lumina în care putem vedea lumina Dumnezeu. Precum cântăm, într-o lumina ta vom vedea lumina. Iată așadar o condiție esențială a dobândirii vederii lui Dumnezeu este această zmerenie. Cred că Simon Petru era un om zmerit. Era un pescar simplu, dar se ostenia mult și munca fizică și grea aduc smerenie și trupului și sufletului. Și Simon Petru era un om zmerit și fiindcă era smerit, Hristos îi s-a arătat în slavă. Iov, mult încercatul și mult răbdătorul Iov, de asemenea, era un om zmerit și pentru aceea s-a învrednicit să-L vadă pe Dumnezeu și să spună acele cuvinte din spusele unora și altora auzisem despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Pentru aceea mă urgisesc pe mine însumi și mă pocăiesc în praf și în cenușă. Și cred cu toată convingerea că și Sfântul Cuvios Ioan a fost un om zmerit încă din tinerețe, și pentru aceea Hristos i s-a arătat. Pentru aceea Siloan -ă, Siluan a putut să-l zărească pe Hristos pentru o clipă. Așadar, smerenia este virtutea care el descoperă pe Dumnezeu. Mi amintesc și eu un cuvânt pe care l-am citit cu ceva vreme în urmă din scrierile cuviosului Siluan, E un răspuns la întrebarea foarte mult auzită astăzi de ce suferă omul. Și un răspuns de o simplitate zdrobitoare, însă de o profunzime foarte mare, zice Siloan așa, suferim atâta vreme cât încă nu ne-am smerit. Se pare că mare parte din suferințele noastre, din frământările noastre, e datorită faptului că încă nu am învățat a ne smeri. Și de asemenea, un alt episod, poate dacă puteți să ne-l relatați, nu știu dacă îl cunoașteți, acela în care el încerca să se roage și s-au arătat mulți demoni și a auzit un glas din da. icoană care spunea ce? Deci, pe lângă cele două momente importante din viața, viața Sfântului Siluan, așa în care i-a da. vorbit Maica Domnului, era apoi cel în care i a arătat Hristos, Sfântul Siluan... A mai avut o experiență duovnicească profundă. La un moment dat dorea să se roage în ghilia sa și dorea să se închine icoanei, să facă metanie în fața icoanei, însă între el și icoană se interpunea, se așeza un duh necurat, diavolul. Și dacă s-ar fi închinat Siluan, s-ar fi închinat diavolului. Era într-o situație fără ieșire, nu știa ce să facă, să se închine lui Hristos, fiindcă de fiecare dată când dorea să-i se închine, se arătat cel rău. Și istovit din nou, s-a așezat pe scăunel și în rugăciune l-a întrebat pe Mântuitorul, Doamne, eu vreau să mă rog ție, dar uite că demonii nu mă lasă. Ce să fac? Și-a auzit un glas dumnezeiesc în inima sa care i-a zis, cei mândri pururea suferă de la demoni, de la draci. Și Siluan, s-a smerit, a primit acest cuvânt și a recunoscut că este mândru și a revenit cu o întrebare. Bine, dar atunci spune mi cum să mă smeresc. Adică, cu alte cuvinte, zicea, știu că sunt mândru, știu că sunt plin de slav de șarte, dar ce să fac ca să mă smeresc? Și atunci a primit acel cuvânt revelator dumnezeiesc de la Hristos însuși, care a zis, Țineți mintea în iad, și nu deznădăjdui. Acesta este cuvântul de căpătâi pe care Sfântul Siloan Atonitul l-a lăsat ca moștenire generațiilor noastre. Țineți minte în și nu deznădăjdui. Cu alte cuvinte, cum ai spus, Sfinția ta, smerește-te, acceptă situația grea în care te afli, dar nu-ți pierde nădejdea, nu-ți pierde speranța, fiindcă la sfârșitul acestei disperări, acestei suferințe, te vei întâlni cu Hristos. Așadar, acest cuvânt, țineți mintea în iad și nu dășdui, este tot o provocare, o invitație la smerenie, de a fi smeriți, de a da slavă lui Dumnezeu pentru toate, de a mulțumi pentru toate și de a nădăjdui că la un moment dat în viața noastră, ori aici pe pământ, ori dacă nu, cu siguranță dincolo, îl vom întâlni pe Hristos. Față, către față, și îl vom vedea așa precum el este. Da. Este. Poate ar fi nevoie de o emisiune întreagă în care să mai vorbim doar despre acest cuvânt. Țineți minte în și nu deznădejdui despre cum putem în viața de zi cu zi să punem în practică acest cuvânt. Însă timpul s-a scurs și emisiunea este pe final, totuși, în uh, foarte puținele minute care ne-au rămas. Aș dori să recomand radioascultătorilor noștri, dacă vor să cunoască mai multe despre viața cuviosului Siluan, sunt două cărți puse la îndemână. Prima este Viața și învățătura starețului Siluan Atonitul, scrisă de Sfântul Sofronie Atonitul. Acolo Sfântul Sofronie comentează cumva evenimentele principale din viața cuviosului Siluan pe anumite teme. Însă există și o carte în care sunt cuvintele Sfântului Siluan uh, preluate din jurnalele lui, iar cartea se numește Între Iadul Deznădejdii și Iadul Smereniei. Cred că aceste cărți sunt foarte importante pentru omul contemporan, acum în postmodernitate, fiindcă vedem experiența tânărului Simeon căzut în păcate și experiența reînvierii din patim, fiindcă foarte mulți credincioși când poate aud viețile sfinților pe care îi pomenim și văd atâta virtute acolo, fără niciun fel de cădere, se pot sminti și pot zice, noi niciodată nu vom putea ajunge, însă la sfinții aceștia, cum este cuviosul Siluan, putem vedea această ridicare din patim. Așadar, aceasta este recomandarea de lectură din seara aceasta pe care v-o facem și de asemenea de ce nu vă recomandăm să vizitați și Mănăstirea Mihai Vodă de la Turda și acel paraclis închinat Sfântului Cuvios Siluan care din ceea ce știu eu acum urmează să fie pictat și de ce nu cei care aveți evlavie și doriți să ajutați mănăstirea la pictura acestui paraclis, sunteți așteptați de Părintele Frem acolo și de Maica Stareț Andreea din cu, cu maicile care sunt acolo, uh, despre care avem doar cuvinte de laudă raportat la ospitalitatea cu care îi primesc pe cei care merg acolo. Așadar, dragerea de ascultători, am fost împreună în seara aceasta, împreună cu Părintele Frem Crișan, duhovnicul Mănăstirii Mihai Vodă din Turda. Vă mulțumim, Părinte, că ați acceptat invitația după multele insistențe și... Ne ca într-un viitor apropiat sau îndelungat să ne mai întâlnim și în acest context. Vă mulțumesc și eu pentru invitație, m-am bucurat, m-am simțit bine aici și ne dăjduim că tot ce am vorbit în această seară se aducă rot duhovnicesc. Mulțumim frumos, dragi radioascultători, vă dorim tuturor o săptămână binecuvântată.